Bine ați venit, minunați oameni din Prada de Stele, și bine v-am găsit la provocarea mea creativă de 366 de zile, în care mă provoc să scriu, compun și pictez în fiecare zi din acest an. Continui cu legenda înghețatei delicioase și cu cele patru feluri de înghețate pe care vreau să le pictez, respectiv desenez. Nu știu dacă vor fi 4 sau 5, pentru că acum mi-am amintit că îmi place și tușul și poate că am să fac una în tuș, mă rog, ink. Am ajuns la varianta acuarelă și după părerea mea se vede foarte bine că am început cu acuarelă și că câteva luni de zile nu am atins nimic altceva și că tot făcând acuarela am învățat un pic de tehnică. După părerea mea, este înghețata care are cele mai multe detalii. Dar este și adevărat că astăzi am fost mult mai odihnită și am reușit să pictez cu calm și cu, mă rog, să mă implic foarte mult în proces și să fac tot ce îmi trece prin cap în ceea ce privește umbrele și formele și așa mai departe. Efectiv, m-am lăsat dusă de val. Sper că vă place, mie îmi place. Și iată și scurtuța mea poezioară. Mic dejun la malul mării cu pancakes și înghețată. A trecut și vara asta, dar mai vine și altă dată. Vă mulțumesc din suflet că ați urmărit videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a lăsat gura apă după un pic de înghețată și pancakes, pe care nu cred că nu le mănânc de ani de zile. Cred că o singură dată în viața mea le-am mâncat, doar așa de curiozitate, dar erau delicioase. Nu uitați să vă întrebați ce am făcut astăzi pentru a mă apropia și cu un singur pas de visul meu. Și veniți și mâine pentru poezie, pictură și muzică. Pupici!